pe urmă m-am asistat la discuția între cei care făceau educația tineretului în felul ăsta peste zi și n-aveau voie să facă decât peste noapte și vă spun, atmosfera m-am simțit bine și după aceea s-a venit la cazul cu pricina. Poate ar fi bine de, iată-mă, da, ar fi bine da. De menționat că au fost amendați cu 100 de mii de lei. Deci o amendă mare față de ce se întâmplă acolo. Ei, o amendă și pe urmă, răsturnarea care s-a petrecut în trăirile mele e următoarea, domnule Turcescu. Așa. A urmat piesa a doua, care era o emisiune de la Antena 3 din data de 11 martie, care prezenta, cum acest termen încetățenit deja, linșajul mediatic al lui Andrei Pleșu. Și vreau să vă spun că era destul de multă lume în sală. Erau membrii comisii, erau cei care făcuseră sesizările și urmau să pledeze în fața comisiei indignarea pentru o emisiune sau alta și erau, am înțeles, presă și spectatori și oameni care au voie să asiste oricine de pe stradă, cred. Da. Drept care era... Ședințele sunt publice. Sunt publice. Era destul de multă lume. Vreau să vă spun că așa cum toată lumea a asistat la clipurile alea cu manele într-o dispoziție relativă, în momentul în care a început emisiunea incriminată cu marți 11 martie de la Antena 3, s-a produs efectiv o încărcare negativă a atmosferei în cameră, în sala aceea, care a început să devină din ce în ce mai insuportabilă. Deci linșajul despre care se vorbește și ați vorbit, l-am simțit împreună cu alți oameni în jurul meu, cu alți semeni ai mei, într-adevăr ca pe un lucru îngrozitor de barbar. Și am început să mă simt profund inconfortabil. Am simțit cum crește în mine o indignare. Mi-am zis că nu e posibil ca membrii comisiei CNA să asiste la așa ceva și mi-am zis că e imposibil să nu ia măsuri și să accepte că asemenea lucruri se pot întâmpla în jurul nostru. Pe urmă am fost invitat să vorbim. Prima a vorbit doamna care conduce care conduce Freedom House și care a început cu o propoziție care mi-a tăiat respirația. Dumneavoastră, doamnelor și domnilor din Consiliul Național al Audiovizualului, nu vă este rușine și groază că sunteți contemporani cu acești oameni? Să înțeleg dacă CNA-ul este dispus să-și facă funcția aceea de a ne apăra de o vulgarizare inimaginabilă a spațiului public prin asemenea emisiuni. Deci eu nu vreau să mă cobor la o discuție privind postul X, televiziunea Y și mai ales persoanele de acolo. Pe mine mă interesează atunci când seara sunt atacat, seară de seară, să spunem, în cartierul în care trec sau pe strada pe care trec, mă sunt jefuit seară de seară, am să intru în dialog cu jefuitorii și am să intru în dialog cu poliția care e plătită să mă apere și care nu-și face treaba. Deci eu doresc să am dorit să intre pe cei de la, pe doamnele și domnile la CNA, dacă, cum bine a zis atunci doamna Gușteț, se simt bine că asemenea lucruri sunt posibile, unice în Europa, în țara noastră. E posibil să trăim așa? De ani de zile, domnule Liceanu. Da, se dovedește că e posibil. Deci să nu trăim e așa vorba de ani de zile. E vorba de lucruri diferite. Una e Andrei Pleșu, Patapievici, Cărtărescu, care au trecut toți prin sita asta. Sigur că da, poți să spui oameni de valoare, oamenii care fac parte în capitalul de creativitate al acestei țări, trebuie apărați. Dar aici e vorba de a apăra demnitatea oricărui om. Nimeni dintr-o lume civilizată nu poate fi tratat așa. Deci, în primul rând, eu zic că trebuie să luăm apărarea, dreptul, se numește dreptul la demnitate și la imagine, indiferent de cum te cheamă. Doi, dacă e vorba de cel mai mare scriitor pe care l-are România în clipa de față și un viitor nobelizat, atunci sigur că da, îți spui că trebuie să aperi valorile excepționale. Însă, în prim plan, se află faptul
că libertatea de exprimare în orice lume civilizată nu implică, se oprește în fața călcării în picioare a demnității. Vreau să vă provoc însă.